Între 1 martie și 15 mai, fermierii maramureșeni trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cererile unice de plată în cadrul campaniei 2019. Este vorba de o singură solicitare care trebuie înaintată funcționarilor APIA, chiar dacă producătorii agricoli utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Cererile se vor depune la Centrul Județean APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mare de 50 de hectare de teren agricol și la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mică sau egală cu 50 de hectare de teren agricol. Să aibă asupra lor carte sau de identitate sau buletin de identitate, să aibă adeverința eliberată de primărie cu un scrisul din registrul agricol, dovada utilizării terenurilor, au fost programați și în acest an, ei vor primi invitația acasă sau vor fi înștiințați prin alte mijloace data, ora și funcționarul APIA la care trebuie să se prezinte pentru a-și închide cererea unică de plată. Directorul APIA Maramureș afirmă că fermierii au la dispoziție și aplicația IPA online, prin intermediul căreia pot depune cererile unice de plată, însă închiderea cererilor se va face tot la ghișele instituției. Rugămintea mea este fermierii să respecte acea programare, deoarece în acest fel realizăm un ritm normal, fără aglomerări prea mari la sfârșitul perioadei. Iar o altă precizare foarte importantă, în data de 15 mai se va finaliza, se va termina preluarea, este terminul final și nu vor fi prelungiri. Reprezentantul APIA menționează că arendatorul, concedentul, locatorul și sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul sau animalele arendate, concesionate, închiriate și sau împrumutate spre folosință.